Și crimele de război falimentare, cum sunt acelea? Păi simplu, să adunară oamenii cu bani, pâlcuri, 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 colo și pe dincolo, și manifestare, și făcură, și dregură, și făcură, și nu știu ce, și îl sărăcire pe om. Iată, tot o crimă de război. Victimă colaterală, săracul, era înaintea noastră. Trebuia să-l falimentăm ca să tacă dracu.